și a promis că va mai veni o dată. Noi trebuie să învățăm că aici nu este tot ce a fost la Ierusalim. Domnul a venit și a fost lăudat, dar după o săptămână de aceeași gloată a fost respins. Să învățăm că viața cu Domnul Iisus nu este doar slavă. La început trebuie să fie și o cară. Viața cu Domnul este o viață de răstignire. Sfinții apostoli prin aceasta erau cunoscuți și separați de ceilalți învățători, pentru că ei predicau puterea crucii.